Fanii din Giulești, lasagna pregătită de mama lui și pepenele roșu sunt slăbiciunile lui Horațiu Moldovan, portarul lui Mutu de la Rapid, care visează să facă istorie și în poarta naționalei. Horațiu Moldovan e portarul cu cele mai puține goluri primite în campionat. Chemat de Edi Iordănescu la națională, rapidistul poate apăra pentru prima oară poarta naționalei chiar în Giulești. E o vizia mea să ajung să apăr poarta naționalei și să-mi fac țara mândră. Când spui Giulești, care e primul lucru la care te gândești? Fani incredibili, atmosfera. Sunt unici. Născut la Cluj, Moldovan a avut grijă de primii bani câștigați din fotbal. Am câștigat la ceva turneu la școală, în jur de 500 de lei și am dat bunicii mele. Mama îi face toate poftele rapidistului. Care este mâncarea ta preferată? Lasagna făcută de mamă. Și fructul preferat? Pepene roșu, că te răcorește și e foarte dulce. Moldovan e responsabil cu cumpărăturile acasă. Merg des și de obicei pun apa plată, că asta cred că e cea mai necesară.